Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Un clip în care vom deschide pachete, Icon Player Pick și va fi un clip cu siguranță care o să vă placă mult. Așa că înainte de a începe, haideți toți acolo cu un like puternic, bineînțeles, și un subscribe mare, aștepta mult de tot dacă încă nu ați făcut-o. Bun, continuăm cu pachetele tari și avem 83x10 chiar acum. Este gold, dar poate un double lockout din nou. Leva de data asta, e topajor. Fi double și acum, haide! Nu e double acum și e și double, că mi-a picat de 3 ori pe jur azi. Și fără double lockout de data asta. Un pachet senzațional din care m-a rupt pe duplicator. Dacă vreți să cumpărați coins pentru UFC 24, intrați pe YouSevenBuy, aveți primul link în descriere. De aici apăsați buy pe suma pe care doriți să o cumpărați, iar apoi în coș dați add a discount și neapărat adăugați codul CHIPI pentru a beneficia de 6% reducere. 83x10 Fantasy, bă, dar dăm și un Fantasy, frate, dă-mi-l pe Arture Fantasy Hero ca să nu-l mai cumpăr. Little, double lockout, că altfel dau un pumn la monitorul ăsta, nu se poate. Deci dau pumn la monitor acum. Acum dau eu pumn la monitor, că dacă se sparge. Mamă, m-am omorât iară pe duplicator-uri. 2-3 double, ok. 2-3 double, 2 cu XL, că m-am săturat. Iar 83x10. Fantasy, te rog! Declan Rice, ceva! Franța, CB, ce e ăsta? Nu, aoleo, ce mi-a dat, ești nebun? Bro, am cerut Fantasy, mi-a dat-o pe Paschero, pa... Je m'appelle, da? Și inform pe spate, ok, bă, măcar atât, un pachet slab aș putea spune, dar măcar a dat încă un fantasy și un inform. Adică, bă, la 83x10 în moment ce îți dă inform, e un small win acolo. 83x10, ultimul 83x10 din aceste pack-uri. E gold și de data asta, Italia, Câmă, Barella, fi double, haide, un singur pack cred că am avut cu double. Ok, e double din nou, Barella cu... Varașchelea, 8-6 amândoi. Dar ce pasă că 8-6 amândoi când pe spate e Food Fantasy Hero? Ia uite-l. Fantasy Orban. Bă, e bun? Nu e bun, o? Nu e bun Orban ăsta, nu? E 30 cadale, Vulpea ca playstyle plus Leipzig-ul, nu prea joacă Leipzig-ul, ce-i drept fotbal, da? Orban, tată, 3 workout-uri. Hai că ăsta a fost un pic mai ok. Ăsta a fost un pic mai ok, față de ce am tot deschis până acum. 2 workout-uri plus Food Fantasy workout și ăsta... Ok, e bine. Iar acum, băieți, 84x5 uri multe, dar și 85x10, 87x4 și multe altele. Asemenea, 84x5, primul fantasy. E gold. Spania, RB, Pedro Poro. Pedro Poro fantasy din nou, mamă. Și cu David Beckham. Bă, zici că era Beckham direct. Pedro Poro, iară, mă bucur degeaba că e 30k. Chiar dacă, nu știu, Spurs-ul a bătut. Nu, eu nu înțeleg de ce cardul ăsta are drop rate imens, dar are șanse de upgrade, are fodder. E tot fodder din păcate. 84x5 din nou, fantasy, te rog. Numai 5 pecuri au mai rămas după acesta. Luca, nu înțeleg, e inform, nu cred, doar un inform. Ah, mă frate, 84x5 cu un singur inform Benteke. Paule, 84x5 cu 85 cel mai mare și pe spate cred că numai 84. A mai dat un 85. A dat și un 84, nu de vă. Opa, că e 3 double. Încă 5 pachete rămase. Hai să terminăm și cu 84x5 ăsta și după rămân cele mai top pack-uri cu minim 85 rating. 84x5. Haide cu ceva bun. Este Spania. Fi măcar o... Nu, trebuiam, bă. După ce mi-a dat mai devreme 85 cel mai mare, aici mi-a dat full 84. Da, mă, nu, că e frumos jocul ăsta. Cu toții iubim FIFA-ul, e un joc senzațional. Haide, 84x5. Opa, fantasy. Franța. Cm, nu cm, bă. Bine, Franța, iară, dacă era numai ST. Deci numai dacă era... Nu cred, 2 fantasy. Băi, cred că avem 2 fantasy, ia. Sau ce e? Da, e 2 fantasy. Cine e asta? Au picat ambii francezi, m-am zis. Bă, frate, am zis, de ce Franța cm? Când putea să fie Franța cb? Și-au picat am. Adică n-am vrut să zic că de ce să fie Franța cb. Ați înțeles, voi v-am să fie Dembele. Ok, oricum, un pachet bun, bă, 2 double lockout cu 2 fantasy, e bine. E bine double lockout cu 2 fantasy, frumos. Vedeți, mie mi-a dat linie de 84, lui Raul, ia, de aici. Nu mai dă, de aici nu mi-e dă fantasy. De aici e dă fantasy hero, ia fiți atenți. Donnarumma, double lockout și pe spate piature fantasy. Double lockout, pe spate piature fantasy, fur contul. Deci dacă are food fantasy hero, pe spate am furat contul. Nu știu cum, dar vedem. Mead, ok, sau mid. Cum o cheamă pe fata asta, nu știu, nu contează. Iar pe spate
Nimic! Bă, am mai dat un workout, tot e bine. Tot e bine. Iar acum, din nou în 84x5. Haide, mă! Nu mai dai iară linie de 84, dăm workout. Odegaard, double workout. Double workout, nu discut, nu discut. Aol, bine, decât mai devreme când mi-a dat full 84. E bun, Odegaard. E bun, ce să mai comentez. Încă un 84x5. Haide, cu fantasy, da, mă! Rice! Ungar, nu, iară, Willy Orban, double lockout cu fantasy, haide. Hai că am văzut că e posibil double lockout cu fantasy. Bineînțeles că mie nu-mi dă. Bineînțeles că mi-l dă pe ăsta pe care l-am și în loc să-mi dea și mie altceva pe lângă. E clar. N-a vrut să mai dea altceva, asta e. Haide, 84-5, fantasy și idei, să încheiem în forță. E gold, e portughez. LB, Joao Cancelo, double lockout, te rog. Ha, mă, cu double, mă, nu discut. E double, în sfârșit, un 84-5, cinstit. Că din prima a dat bine. După din ce în ce mai rău, acum iar a dat bine. O, oh, Cancelo cu Renard, iar pe spate. Ia, ia, Ture Foot, fantasy hero. Da, mă, e, ia, Ture Fantasy, da, nu-l vedeți voi. 85x3, 3 double. Hai cu o bombă de aici. Să o vând, frate, să iau coin și haide, mă, e gold. Son Heung-min. Bă, noi scrie double workout. Sper că nu-ți doi de 85 pe spate, te rog, double workout. Este double, bun. Bun, și pe spate avem și fantasy, m-am scos. M-am scos, mă. Son Heung-min alături de Ruben Dia să vină coin și coin, tată, și pe spate fantasy, fantasy. Fantasy Coman, hai că fantasy a dat dacă e ceva. Hai că fantasy, da, e bun, e bun. E bun, nu mă plâng. Nu mă plâng, tată. Haide, mă, să vedem. 85x4, untradeable însă de data asta. Fantasy hero, deci nu mai accept. Deci nu mai accept să nu fie de aici ceva. Franța, KM, este Bless Melow, doamne, e fantasy. Și cu inform pe spate este Mohamed Salah. Ok, două ce... Bă, ăștia joacă la aceeași echipă, mă. Mă, mă, cred că au picat doi... Au... Joacă la aceeași echipă ăștia, nu? Amândoi, la Brest asta și... Sau cum se numește echipa și amândoi CM-uri francezi. Dar pe spate e Foot Fantasy hero, ia vedeți. Și, mă, mamă, 2 de 85 pe spate, m-a nenorocit cu pecul ăsta. De ce mi-a dat așa prost din 85x4, bă, frate, bă? Ok, mi-a dat două workout-uri cu inform cu ăsta, dar slab. Eu dau prima dată în ăsta, mă. Voi mi-a zis, mi-a să alea, dar eu dau prima dată în 85x10. Haide cu fantasy-ul. E inform, ok. Portugalia, KM, Bernardo. Cu un inform pe spate, cine poate să fie? Rating mare, Dybala sau ceva. Haide, mă, ratingul mare. Bobby Firmino, 86, doar. Ce se întâmplă? V-am zis că nu e așa top pe ăsta. E, nu e așa top pe față, că fantasy-ul ăla de pe spate ce zice? Ce zice, mă, fantasy-ul ăla? Doamne! 3 fantasy, toți la duplicate. Nu se poate așa ceva, bă, un pack bun. Lăsând la o parte faptul că ăștia toți duplicate, deci a dat 3 workout-uri, 4, 5, 6, 7 workout-uri. 7 workout-uri, bă, băiatule, dar 4 fantasy toți la duplicate, mă. Bă, așa am ajuns, mă. Avem fantasy. Fantasy, ia să vedem Portugalia. Cred că e hero fantasy. Bă, nu cred, fantasy hero. Cine e? Câbă portughez? Mamă, două PS plusuri. Ricardo Carvalho. Bă, nu se poate, mă. Ne-a picat Ricardo Carvalho. Nu, ne-a picat, l-am completat de la SBC. Dar asta rămâne așa între noi. Uite, face plecăciuni. Mulțumesc, așa zicea. Mulțumesc șeful meu că m-ai adus la club unde tu joci numai cu Craig, Messi, toți băieții grei m-ai adus și pe mine. Mulțumesc, mulțumesc frumos, așa făcea. Bravo, frate, bravo, băiat, băiat cinstit. Din 87x4, ia Ture Fantasy Hero ca să nu mai cumpăr eu. Haide cu ceva forță, workout-uri mari. Oblak, Oblak double workout. Oblak double workout cu, hai să mă gândesc pe cine vreau repede, Messi, 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 Messi. Ca Toto, 2 de 88, mamă, deci pe spate ori avem 2 de 87, ori avem niște fantasy. Ha, mă, cu fantasy-ul pe spate. Fantasy pe spate, te rog, te rog. Doamne, bă, măcar a dat 3 de 88 și unul singur de 87, dar niciun fantasy din pecul ăsta. Mamă, emoțiile supreme chiar acum la acest icon player pick. Mamă, mamă, haide, mă. 87 plus base, Winter Wild Card or Team of the Year, Icon Player Pick pe care îl deschidem chiar acum și sper la ceva, bineînțeles cât mai forță, un toti icon, oricare ar fi el că e bun. Sincer să fiu cu voi, nu am cine știe ce așteptări, m-aș bucura bineînțeles să-mi dea ceva, dar șansele sunt într-adevăr destul de mici, însă
Haide, mă, haide. Trebuie să dea. Trebuie, frate, să dea, l-am deschis. Am pus imaginea pe ecran. Și let's go. Haide, mă goar toti. Bă, sper că nu mă goar toti. Sper că nu e mă goar toti. Toată lumea cu Nazario, aia zic. Haide, mă, primul like în profile. Haide. Opa, m-am dus prea mult. Sper că nu s-a văzut nimic. Eu n-am văzut, sincer. Mai departe, 70 physical. Ok, poate fi card ofensiv dacă n-are defending. Are defending cu 70 physical. Ăsta e Zanetti, mă, cine e ăsta? Are ceva dribbling. Passing 83, shoot n-are, pace. Nu știu cine e ăsta. Lam, Philip Lam. Bă, dacă era Lam tot ai când era bun. Sincer, dacă era Lam tot ai când era win, mă bucuram. Dar mi-l dă pe Lam base. Ce să fac cu Lam base? Dă-mi-l pe Lam tot ai când. Haide, al doilea, bă, Lam. Dacă era, v-am zis, tot eu. O 78 fizică, ăsta n-are defending. Ăsta e de atac. E de atac, dribbling-ul. Nu e prea bun dribbling-ul. Ce e cu dribbling-ul ăsta? Are pace mare în schimb, dar n-are. Are shoot, are pace, dar dacă n-are dribbling, playstyle plus rapid plus. Este Titi Henry. Bă, iară. Nu știu, și la Henry ăsta. O să ziceți acum e win, dar nu am unde să-i mai fac loc și lui ăsta. Nu mai am unde să-i fac loc și lui Thierry Henry ăsta. Ce variantă mai avea el? Thunderstruck, aia nici nu putea pica Thunderstruck. Da, bă, bă, până o să scoată base din pic, e un pic nasol, dar ultim. Ultimul e tot Icon. 83 physical, 83 defending, n-are dribbling. Mamă, are toate staturile de 83 băiatul ăsta. Bă, are 5 staturi de 83, Schweinsteiger. Doamne, ce băi, mamă, Schweinsteiger. Bă, băiatule, Schweinsteiger, mă. Da, luăm clar Thierry Henry. Fără doar și poate. Păcat. Adică uitați-vă, e 750.000, dar n-am cum să-l joc. Poate îl bag și pe ăsta pe bancă să-l încerc, că e Henry, că așa, dar... Na, păcat, păcat, sincer, că nu... Că n-a dat un tot Icon și au fost toți base, urât tare cu toți, toți base acolo. Mergea un tot Icon, dar poate data viitoare. E bine, băieți, cam acesta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați, dați acolo un like, un share și un subscribe, nu uitați de codul Chibi pentru 6% reducere pe U7Buy, dacă veți cumpăra coins de acolo, eu zic, credeți-mă că merită, au prețuri foarte bune, băieții. Dar nu uitați de codul Chibi, că mai beneficiați de încă o reducere. Așa că vă urez o zi sau o seară faină, depinde când v-ați uitat la acest clip. Pa, pa!